Uite, toate lucrurile, să zicem, ele au și partea bună. Dacă erau mai mulți, era mai cald. Așa că dacă suntem numai noi, în primul rând suntem între noi. Și vă urez bine ați venit la Brăila. Vă asigur că expoziția va fi vizitată, are curator care ține deschisă după programul pe care îl vedeți pe ușă. Mă gândeam că venind în pace spre sala de expoziții, am tot văzut nunți după nunți. Mă gândeam că zic, uite bă, un vernisaj pe expoziție din asta e o nuntă. Artiștii cu mireasa lor arta, dar în publicul care trebuia să fie montași din diferite motive, publicul ori nu are chef, ori e atât de sărac, ori e pur și simplu, așa cum spune marele nimeni de la Brăila, arta nu mai are căutare. Deci, din punctul ăsta de vedere, cel care pierde e nuntașul. El va trece zilele următoare și se va lături ce se întâmplă. Totodată mă mai gândeam și la altă chestie. Cât de puternice sunt filialele din Galați și el e cel puternic care Galațiul. Galațiul are facultate de artă. Brăila are spor la viteză. Mă gândeam cum au ajuns problemele în această zonă. Discut foarte liber pentru că mă doare și știu că mă doare problema asta. Ani și ani din zile, datorită acelor fonduri de achiziții, trupa din Brăila a considerat tabu ca să mai intre cineva în lume și pentru acest motiv ne-au ținut blocați din 1964 și până în 1983, când Brăila a intrat un singur membru în lume. Următorii membri reușesc să intre abia din 86, 87 și până în zilele noastre, când avem și noi vreo 30 și ceva de membri. În această perioadă, Galațiul a preluat filiala, a preluat fondul plastic, a preluat fondurile, a încurajat, s-a dezvoltat liceul de artă, Brăila are liceul de artă, avea în 1991. Deci, iată cum brăilenii au știut, datorită acestei idioții, să își dea una peste mână. Un alt lucru care mă bucură, a fost o perioadă când artiștii, acești miri îndrăgostiți de mireasa lor, n-au vrut să cânte după cum dicta măreața comandă socială. Dar, și asta vedeam și în expoziție, nici n-au putut să se îndepărteze sau să facă rapat la calitatea lor de artiști. Și atunci au încercat să exprime, pentru acei nuntași care cucerau, să exprime în forță, într-un mod cât mai artistic, și au apelat la modul de manifestare, de expresie, care era modul abstract. E bine, această perioadă a abstracționismului românesc, a acestui modernism forțat, a favorizat la un moment dat trecerea în rândul membrilor unui artiștilor la tot felul de simofanți, la tot felul de indivizi care încercau să se facă pe fapt. Pitindu-se în spatele, lasă că voi nu pricepeți ca asta, așa cum unii în ziua de astăzi se pitesc în spatele instalației, fără să înțeleagă de plin ce este o instalație. Această perioadă a unui abstracționism exacerbat, am văzut că a cedat. Am văzut la saloanele de la Uzeu, am văzut la saloanele de Motopi, am văzut la Lasca Corel, am văzut la voi la Galați, am văzut la noi la Plastică Mică și văd cu bucurie că ceea ce au păstrat cei dinainte, această dragoste teribilă pentru, în primul rând, pentru meserie, remarc ca și altă dată, atâtea moduri de
am lucrat pe care le aveți în filială, atâtea tehnici personale, ca să nu spun atâtea forțe pe care le manevrați în modul cel mai direct. Eu mă bucur. Mă bucur că nu mai văd babiști, nu mai văd ciclentiști, nu mai văd imitatori care să meargă spre și să spună nu că eu am dus mai departe. Spuneam o dată de mult că marele merită al celor din generația mea a fost acela că domne, sunt și așa prea bătut de Dumnezeu ca să mă mărăți în cutia de culoare albă. Aici am intrat în conflict foarte repede cu cei care susțin și ziua de astăzi că, domne, arta o recomandă socială, nu este cerere. Din tot ce știm din viața artiștilor, din tot ce am citit despre la un capătul, cei care au ajuns până la noi n-au ajuns nici pentru comandă socială, n-au ajuns nici pentru cerere și ofer. Au ajuns pentru ceea ce ei au făcut cu viața lor, cu sensibilitatea lor, cu forța lor, cu sângele lor. Că unii au fost descoperiți foarte târziu. Asta este greșeala contemporanilor. Că unii dintre noi sperăm că vom fi descoperiți mai târziu. Asta poate fi greșeala noastră și o plătim prin faptul că, să zicem, ne-am irosit viața. Dar am început să mă convinc tot mai mult că, indiferent de ce vor fi cenuntași, ăștia de azi, aia de mâine, aia de poimine, aia de peste 50 de ani, eu am trăit în direasa mea și asta ați făcut fiecare dintre voi. Această relație care se creează între artiști și opera de artă nu poate fi calificată. Această legătură fantastică pe care o avem în momentul în care încercăm să ieșim, să dăruim celorlalți lumea noastră, este lucru pe care îl câștigăm și pe care nimeni nu poate să înțeleagă de ce este așa și întotdeauna te întreabă cât costă. Nimeni nu poate să plătească asta. Una dintre definițiile pe care le-aș da etapei actuale în care ne aflăm este această etapă în care cei din generația mea și care va juca să influențăm și pe ceilalți să devenim din ce în ce mai conștienți că, de fapt, lumea nu există decât prin prisma ceea ce faci tu ca artist. În momentul în care faci rapoarte la așa ceva, încep să apară tot felul de drăznări. Influențe de la ala, de la ala, fac așa să-i placă ăla, fac așa să-i placă ăla. Se rupe legătura dintre tine și ceea ce vrei să spui. Devine dintr-o dată pur și simplu o problemă de meserie, de meșteșug, în care cel care reușește să se apropie mai mult de părerile preconcepute ale nuntașului, acela pare mai grozav și nuntaș la prop. E bine, în momentul în care ți-ai găsit un drum, în momentul în care reușești să relaționezi cu ceea ce simți, cu ceea ce trăiești, acesta este cel mai mare câștig pe care îl poate avea un artist. Și nu-l poate avea decât în viață. Degeaba l-am descoperit pe Brâncuș, când Brâncuș nu mai era. Degeaba l-am descoperit pe Van Gogh, când Van Gogh nu mai era. Era nemaipomenit dacă îl descopeream pe Van Gogh când scrimea scrisorile către fratele lui. Abia atunci am putut să scoam cel mai mult de la el. Dacă l-am fi descoperit pe Brâncuș atunci când se luptau să-și adune lucrările certate pe la mine, atunci am putut să scoam cel mai mult de la el. Dacă l-am fi descoperit pe Corneliu Baba când pinta acele compoziții formidabile, ce trăia atunci trebuia să le comunice. Am avut plăcuta surpriză să discut cu unul din elevii lui Corneliu Baba, care îl cunoștea în acea perioadă și care Corneliu Baba a fost respectat de securitate, totuși comunica cu acești oameni. Sunt plecați cetățeni
italieni, cetățeni din altă parte, domnul de frică acelora pe care se trebuia și Cornelul Babcea. Am vrut să discut problema aceasta și să mai discut, să vă mai pun o întrebare. Dacă pentru cei din generația mea exista o țintă ca o asigurare a capacității de exprimare, noi vreau să intrăm în Uniune. Am intrat în Uniune, suntem Uniune. Ne întrebăm și se întreba toată și înainte de a muri, ce-a făcut Uniunea pentru noi? Îmi pun această întrebare și vin să vă dau câteva date istorice. Filiala de la Brăila este, Brăila Galați este întemeiată de Nau, Mișa Gavrilov, cu Sorin Manolescu și cu Sion. Prima grupare care o fac ei, din care rămân numai actele pe care le-a lăsat Sorin Manolescu, avea mai întâi de toate, ca suprem scop, artiștii se poată să iasă în public să vândă. Și apar acolo câte lucrări au spus, cât au vândut, câți bani au luat și mai departe. Aceste dovezi care au rămas de la Manolescu ne arată cam de ce se adunau artiștii într-un oraș cu plin de negustori, cum spune Panaite Stratin, ca să devină la fel ca negustorii ceilalți. E adevărat că cei care au venit să cumpere lucrări de la ei erau niște mari directori, tot felul de atașați de ambasadă și așa mai departe, care au și cărat lucrări, au plecat pe lângă țară. În momentul în care se formează Uniunea Artiștilor Plastice, cei care au format-o și-au pus același scop. Artiștii să fie cunoscuți și să poată să învâie. Partidul care știe tot și toate cele ce sunt, a prins din zbor această idee. Și atunci a inventat minunea aia minunată cu fondurile de achiziții. Fondurile de achiziții care au devenit turul pe pelea numărul 1 și război permanent între artiști. Și la Suvre și la filiale sau cenacul au devenit niște date, dintr-o dată, niște caste închise. Dom'le, dacă erau prea mulți, spune Sorin Manolescu, zice, pâinea era prea mică pentru mai mulți. Atunci, acești bani trebuiau să împartă între mai mulți. Îmi spunea Câmpian Trinu, sculptorul, când a fost data trecută, zice, vă, știi de ce făcea partidul atâtea tabele de creație de sculptură? Da, pentru că voi sculptorii reușeau să facă sub lupă, să se duraseră de băi și ca să mai scape de băi de sculptorii câte un băi de urmă pe undeva, ca să stăm acolo. Iar au venit prost, pentru că aia adunați acolo puteau să compătreze mai bine de fiecare din nou creșteați în altă parte. Deci, pun iar întrebare. Această Uniune Artiștilor Plastici este numai pentru unii sau pentru toți?